Salut la toți, eu mă numesc Nicoleta și este un nou video pe canalul meu de YouTube. Și astăzi facem reacție la Hai să ne căsătorim. Cine dorește să privească video original, fără comentariile mele, eu las linkul în descriere. Iar cine dorește ca să privim împreună, luați-vă ceva bun de mâncare și începem. Nu uitați, puneți like, scrieți comentariu și să vă abonați. Fiindcă cu cât mai activ sunteți, cu cât mai mult feedback eu primesc, cu atât mai mult eu am să postez. Și cine dorește să mă susțină, în descriere este linkul la Donation Alerts. Mersi! Начинаем! Salutare și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune Orizon TV. Este momentul potrivit în care vă fac invitație să rămâneți alături de noi pentru că dăm start acestei noi ediții cu genericul Hai să ne căsătorim. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță. Rămâneți alături de noi să vedem dacă unim destine, pentru că asta ne este dorința și visul. În această seară avem, ca de obicei, trei miri și facem cunoștință. Vladimir, Nicolae și Ilie. Eroina este Marina, o mămică frumoasă, tânără, minunată și care crește cu mare drag doi feciori. Rămâneți alături de noi! Marina, 43 de ani, este decorator. De asemenea, are bifate în palmares și cursurile de contabil. Preferă odihna activă, visează să sară cu parașuta. Recunoaște că ar vrea să trăiască în străinătate și deocamdată nu poate să renunțe la scopurile sale. Este mama a doi copii deja adulți. A fost căsătorită de două ori și de ambele ori căsnicia nu a fost reușită. Cu primul soț a trăit 4 ani, acesta însă a fost omorât. Cu celălalt a mai trăit încă 3 ani, dar nici cu el finalul n-a fost fericit. Eroina noastră este deja de mult singură, de aceea ar vrea să-l găsească și cât mai degrabă posibil pe cel care îi va aminti că ea este o femeie adevărată. Bună seara și bine te-am regăsit, frumoasa noastră Marina. Este. Tu ești mama. Statutul acesta este foarte important, mai ales că tu crești doi băieți. Minunați. Doi băieți care au ce vârstă? 26 și 18. Deci celălalt mai mare, mai mare, celul tău, a mai fost în cadrul acestei misiuni. El tot este în căutare, exact ca și tine. Serios? Fiul ei tot a fost la Hai să ne căsătorim? Mi-e foarte interesant să-l vedem. Poate am făcut chiar reacție. Bine. Tu ai 44 de ani împliniți, ești decorator, concomitent, ai făcut și niște cursuri de contabil. Ai muncit în acest domeniu? Da. Și? Decorator tot și-a adus și bani mai mulți. Da. Am înțeles, gata. Odihnă activă prefer pentru această vară fantastică. Ce ți-ai preconizat deja? Pentru că noi de obicei... La mare, cu copiii. Mm-hmm. Dar pe asta nu e odihnă activă, este pasivă. În afară de asta, noi deja am fost la o peșteră și... Faci cruci când bagi în peșteră? Când și cum, că nu-i mai adâncă, da. Dar voi ați fost pe mai mult timp sau așa? Ați intrat și ați ieșit? Știți, sunt unii oameni care le place să bage în peșteri care sunt maximal înguste și mici. Unii abia încape acolo pe târâș. Eu nu știu, nici nu m-am pot uita la așa video. Gata, eu nu pot respira, nici se face rău. Eu nu-mi imaginez să mă bag acolo. Eu nu știu cum oamenii se bagă acolo. Să ajungi, poți să dormi acolo, să rămâi pe noapte. Pe noapte, asta e o experiență... Am planificat, am cumpărat deja tot echipamentul, cu tot cu căsuța de dormit și o ghealuri, dar din cauza lucrului intensiv care îl avem acum, încă n-am reușit. Așa, dar Moldovanul planificat... vara face reparațiile, Moldovanul îi trebuie decorat. Pentru ce, în general, te duci acolo sub pământ? Ce tu cauți acolo? Ce energie cauți tu acolo? În primul rând, datorită la așa excursii, nu știu cum, mai multă dorință de a face mai multe. Și lucruri frumoase. Dar știi ce este interesant? Da. Că ți-ți plac situațiile extremale. Da. Exact. Ba subteranul, da? Tu cauți adrenalină, da. Sau cauți totuși să te regăsești în anumite situații așa de... De multe ori când sunt așa în anturajul meu, da, eu nu, uneori așa parcă fac ceva, dar parcă fac puțin și
parcă așa mă fac repaus. Dar când fac superficial, așa, cum ar fi. Da. Dar când plec în așa peșteri, acolo, știți, automat te gândești la ce că stai, n-am făcut asta, 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 te stringi și te pornești iar mai cu mult. Dar ce, în peșterile astea în care pleacă, ias așa de extremale sau ce? E forță. Peștera asta este... mă ajută. Așa de extremale că tocmai să te gândești că ia că n-am făcut asta, 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 trebuie să reușesc să fac. De regulă peștera este... Sau zborul. Okay. Gândești că moarte vine. Okay. Normal așa arată o femeie cum. Și îți doresc într-adevăr un bărbat. Mersi pentru apreciere. Normal arată așa femeie. Compliment. ...cu care să te simți deja pe relații parteneriale ca să te simți vie și autentic în tot ce faci. Hai să ne raportăm la felul tău de a fi și per general despre viața pe care de obicei noi oamenii e normal o voalam. Ai trecut prin două căsătorii care au fost eșuate. Primul soț ai trăit 4 ani în care ai dat naștere unui copil. Băiatul cel mai mare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, iar peste 3 ani ai hotărât să-ți reîntemezi de altfel o nouă familie și ai găsit un bărbat potrivit în care ai avut încredere, zicând că ăsta la sigur o să îmbătrânim pe aceeași pernă peste mulți ani de zile. Și dintr-a două căsătorie ai dat naștere încă unui băiat, dar ce s-a întâmplat? Educația moldovenească, în primul rând. Ce înseamnă educația moldovenească? Sunt 7 ani de casă care deci ți dă mama și tata. Deci 7 ani de casă în care nu se explică la bărbat, nu se întinde mâna la femeie, nu se bate. A, deci el era agresiv, da, verbal, era agresiv, moral și moral, fizic. Da, toate dar aspectele și de ce asta a pus punct. Cum ai făcut cunoștință cu soțul tău a doilea? Da, veneam din Rusia acasă, în tren ne-am întâlnit. Da, puiul tău, băiețul tău, minune, unde era? Cu soacra mea, care și acum prietenesc și trăiesc bine. Soacra, cum ar fi mama primului soț, care îți creștea băiețelul. Da. Și în tren ai făcut cunoștință cu... Da. Cu ce te-a cucerit? Din cauza problemelui cu primul soț, ce oameni care i-au făcut probleme... Este o problemă rezolvabilă, fii atent. Soțul tău. Mă scuzați, dar nu știu... Asta deja... Permanent întrerup. Eu nu pot să o aud pe mireasa... Noastră ce spune, să îi prind firul, aceea vrea să spună, fiindcă permanentă e întreruptă. E nici o propoziție, nu poate să spună că ea să nu fie întreruptă. Nu știu, eu mă gândesc așa, din caz de eroi vorbesc prea mult, asta la montaj se poate de tăiat. Dar faptul că ei sunt întrerupți permanent, asta deja nu mai modifici. Tău a fost e decedat. Da. L-a sămormântat, l-a petrecut. Nu mormântat, nu trupul. Să povestesc. El e dat în... În general, pentru ce asta e de discutat? Pentru ce asta e de discutat? Detalii despre deces. Nou trup, nu știu ce. Îmi pare asta incorrect total de discutat. Și în prezent. Și în prezent. Așa, cei care ne-au făcut problema m-a amenințat și pe mine cu moartea și deci eu pur și simplu am văzut că pare de nădejde și să fug de primele mele probleme, pur și simplu m-am căsătorit. Ca să te ajute, ca să te apere cumva. Asta, ca să mă apere. Și așa și s-a întâmplat. Asta e un pic trist că ea s-a căsătorit, nu de asta, că s-a îndrăgostit, dar ca să fugă de probleme. Și eu am venit în Orhei. Dar peste cât, peste cât timp voi, după ce v-ați cunoscut, v-ați căsătorit? Păi nu mai ne-am întâlnit în tren, am spus nu vreau să-mi viazăci viața. Da, vreau. Așa urgent, vreau. Da, într-o lună deja noi ne-am luat, am început să trăim. Ok. Acum, la momentul, în prezent, Marina, tu ești un om realizat și umplit. O femeie frumoasă la chip și suflet. Noi ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni. Dar, concomitent pe lângă faptul că ai doi copii minunați, doi feciori, vorba cânticului, mama, doi feciori, măi, măi. Frumos cânt. Și mi-i cresc ca două flori, măi, două flori. Dar și tu ești o floare minunată. Și ești la o vârstă în care ești un pom înfloritor. Ești o femeie atât de frumoasă. Zi-mi, dacă tot te-ai reîntors în cadrul acestei emisiuni, despre ce bărbat vorbim, ce căutăm. Pentru că, pe lângă faptul că suntem un post de televiziune națională pe care ne urmărește toată Republica Moldova. Eu am văzut prin comentarii la video asta că nu prea v-a plăcut Miri. Foarte multe comentarii negative despre Miri. Și nu doar, ne urmărește cei din diaspora, așa că ia să vedem, cine știe, poate să găsim suflet pereche, dacă nu în cadrul emisiunii,
Mai revii încă o dată. Dar m-aș bucura pentru că acum, la moment, în prezent, trei potențiali bărbați, miri, cum vrei tu, parteneri de viață, te urmărești de pe micile ecrane. Uh-huh. Ce calități, trei, spunem, care ar trebui neapărat să fie prezente în acel bărbat pe care ți l-ai dori în drumul vieții? De nădejde, să nu fie agresiv, să fie educat. Asta e, da, frumos, deci, deștept, bogat. Puternic, moral stabilit deja, să știi ce vrea de la viață. E bine așa că să aibă copii și să tindă să-și găsească părechea care își o dorește. Argumentează, Cristina, ce se întâmplă în harta ei natală și, pe general, despre ce bărbat ar fi binevenit în viața lui Marina. Marina este născută în semn zodiacal Pești. Și într-adevăr este flexibilă, fiindcă este născut, no, este născut în semn mutabil și ai o poziție în Fecioară, la Saturn. Uh-huh. Deci, într-adevăr, nu contează în cazul dat statutul social, chiar dacă el lucrează cu mânuțele, zi de zi, la muncă grea, pentru tine foarte mult contează lumea asta interioară, cu care să o împarți. Sigur. Mă, un pic, mă, așa, mi-e interesant tematica riscurilor, da? Deci, uh-huh, unde tu te implici. Uh-huh. Probabil că, da, eu am atins niște momente importante din copilăria ta, deci când tu te separi deja de mama, de tata, de tata rece și de mama care... Eu nu am auzit să spună ceva care face ea și e foarte riscant. Nu știu, ea nu se duce și scață pe munți, care e periculos, foarte periculos, foarte mulți oameni rămân acolo și gata. Parcă nu se duce în peșteră, vrea să sar cu parașuta. Eu, de exemplu, n-aș risca să sar cu parașuta. Eu pur și simplu mă tem foarte mult de înălțime, de asta. Dar sunt foarte mulți care sar și pot sari cu instructor. Nu poți să te separi încă și vrei frumosul ăsta să-l transferi mai departe în relația ta, să devii o persoană matură. Eu nu cred că tu cauți un bărbat pe care să te sprijini. Probabil așa a fost în prima, în a doua căsătorie. Tu deja ai sprijinul ăsta în interiorul tău, verticalitatea, da? Da. Da? Fiindcă da, de la 42 de ani până la 50 de ani se formează acum la tine etapa și aspectul verticalității. Da. Tu îți dorești o persoană care să fie și aproape de Dumnezeu și spiritual, dar în același timp și foarte cu picioarele pe pământ. Da. Și nu contează că e ministru, că e director, că nu contează. Contează să te înțelegi, să te... Nu, clar că nu contează, e ministru sau director. Înțeleagă și să-ți accepte unele stranietăți ale tale sau extremul ăsta care încă te copleșește. Te-ai gândit cumva să emigrezi din țară? Știți, am fost acum în Franța, mi-a plăcut foarte uh-huh mult țara. Deci față de Germania am căzut în colectivul ăsta de moldoveni. A, de fost în Germania, tu... În Franța, dar ce faci în Italia, am lucrat. În Italia am lucrat în calitate de badante, neani, când îngrijești. Uh-huh. În Franța și în Germania am lucrat în construcție. De cine ai rămas acolo? Ce te-ai determinat păi să revin? Păi eu cu lucru nu m-am venit. Am venit cu lucru înapoi. Ca să rămâi acolo trebuie să ai documente, să dacă ar veni un bărbat acum și ți-ar propune, știi, ți-ar fi plăcut uh-huh pentru sufletelul tău, dar dacă ar avea un copil, ai fi de acord să fii o mamă pentru un pui de om? Nu, de ce nu? Copiii, eu pe mine am crescut, nu e o problemă. De exemplu, un copil străin să-l... susțin să-l ajut. Copil străin ca străin, dar tu mai vrei copii? Exact. Eu? Să mai naști. Depinde. Depinde. Tot depinde. Totul depinde de ce se întâmplă astrologii și nu, dar așa că este momentul potrivit în care vrem să-l invităm pe potențial mirii cu numărul 1. Să vedem mirele cu numărul 1 dacă este cel mai potrivit pentru eroina noastră. Rămâneți alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Vladimir, sper ca astăzi să-mi găsesc jumătatea potrivit. Cam straniu, parcă ai alegerea, e numai o mireasă. Asta e speră să-și găsească asta jumătatea potrivit. Dar de la mine. Vladimir, 44 de ani, lucrează în... Ei, practic, sunt de o vârstă, dar vizual pare că au o diferență cu mult mai mare. Ea pare mai tânără,
În calitate de tehnician la un laborator de construcții, recunoaște că muncește foarte mult, iar zilnic regimul său este unul bine definit. De acasă la muncă, de la muncă acasă. Pentru toate celelalte pur și simplu nu-i mai rămâne timp. Preîntâmpină din start că nu și-ar dori ca viitoarea soție să fumeze, să consume alcool și să mențină vreo legătură cu fostul soț. Vladimir recunoaște că are prea puține realizări în viață, dar crede că tot ce-i mai important abia urmează să se întâmple, iar viitoarea soție l-ar putea motiva cel mai bine în drum spre marile succese. Bună seara, Vladimir! Bună seara! Tu, ca de obicei, emotiv, dar un bărbat absolut fantastic. 44 de ani împliniți, tu lucrezi? De obicei, înseamnă că el vine posibil nici nu a doua oară. Într același domeniu tehnician la un laborator de construcții? Nu vreau să schimb serviciul. La moment nu activez, eu am lepădat serviciul. Dar de ce ai lepădat? Ce s-a întâmplat? Pentru că trebuie și fizic să mă impun și tare mult. Și... Dar fizica asta ce prevede? Trebuie să cari? Probabil de beton. Adică? Trebuie să cari și cu căldare? Într-un capăt. Vezi, dacă nu cunosc domeniul, mă într-un capăt de secție în alta. Aha, și tu ai de ce să spun? Am putut. Putut. Eram și în ziua de azi, poate mă căsătorie. Dar tu ai făcut și o facultate pentru a profesa? Da, ce ești de mes? Ce e facultate? Chimist. Poftim? Facultate de chimie. Oh, tu ești chimist. Eu știam că tu vii dintr-o familie în care mama este profesoară. Profesoară de? Clasă primară. O, acolo trebuie răbdare multă? Nu știu. Are statut, are făcătura, ce are lucru, o atârnare de lucru, e foarte bine și e comod ca ea însuși să-și atingă dorința ca să se împlinească visul ei cu însuși ea. Dacă tot zicea de faptul că vrei să schimbi meserie, în ce domeniu vrei să activezi? Tot într-un laborator, nu mă gândesc alt domeniu, dacă s-a primit. Dar de zâmbă cineva, nu știu, ne aude și scrie că vrea să te ia. Eu și la Orhei Vit aici putem să ajung, dar să lucruri pe schimburi și n-am vrut. Dar de ce pe schimburi? Pentru că tu doar nu ai familie, nu ai copii, e greu noapte. Eu am lucrat și noapte. Dar pe când atunci vă întâlniți cu femeile, dacă tot lucrați și căutați de lucru și vă gândiți de lucru și unde să lucrez și pot acolo sau pot în altă parte? Dar cu doamnele și domnișoarele, când vreți să vă întâlniți? E foarte greu, da, e foarte complicat. Ai trecut de vârsta, mai ales de după 40, e foarte complicat. Da, nu-ți vorbiești. Dar nu cred că e așa de complicat. Nu știu, poate el e mai introvertit. E complicat când tu numai acasă stai, casă lucru, atunci e complicat, că tu pur și simplu nu mai vezi persoane noi. Dar dacă să mai ieși în cafenea câteodată, să mai ieși, te mai plimbi, poate și o să întâlnești pe cineva. Da. De asta au fost mai ușor? Eu sunt până la 25 de ani sau până la 30, chiar să mă căsătorit, e mult mai ușor adesit. Domnul Vladimir, sunteți în cadrul acestei... El nu s-a căsătorit niciodată? Misiunea în care eroina noastră principală trebuie să aleagă un potențial partener de viață. Eu uitați-vă la dânsa. Dumneavoastră, după calități, vă place ca vizibil? Vizibil, da. Pot spun, da. Bun, partea morală o cunoști după aia, dacă te invit ea în drumul. Nu știu, nu e chiar corect așa să întreb, dar dacă nu i-a plăcut și el și-o să răspundă. Că eu pus așa întrebarea directă și el, ei, nu prea și doamna asta stăiești. O să-mi tristeze și tot așa mai departe. Nu trebuie așa de întrebat despre fizic, în general mă vin nu de vorbit. Vreți că ia azi de alege. Care sunt calitățile tale ca bărbat la 44 de ani împliniți? Niște calități bine determinate în care să o faci pe ea să te aleagă pentru drumul vieții? Să ne înțelegem reciproc. Așa. Ea l-a întrebat ce calitățile lui. Așa am înțeles eu cel puțin. Să ne placem cât de cât. Da, el spune să ne placem cât de cât. Măcar o leacă. Zi-mi altceva, tu cu cine trăiești? Singur. Mama? Singur în sat. În sat? În ce sat ești? Tu de Baștin, de unde ești? Revonul Sincerie. Da, trăiești unde? Cineu. Da, mireasa noastră? Okay. În caz de... dacă ceva vii la mireasă? Oricum, la Chișinău nu te ține nimic acum. Dacă înțelegi, este, eu cred că trebuie să fie tot. Poate să-l aleagă, dar eu știu. Mai dau încă o întrebare. Odihna pentru dumneavoastră, cum este? Activă ori pasivă? Și am vă dau sinonimul acestor cuvinte. El doar a spus că se duce
doar la lucru acasă, lucru casă. Înseamnă că nu are nicio adicție în pasiv, el stă acasă, adică activă. De, pentru că multă lume nu prea înțelege. Odihna pasivă, asta zis spre mine. Să dorm, mănânc și să beau. Gata, nu mai vreau nimic. Doamna eroină îi place odihnă activă. Este cea care își cumpără crosuri, se încalță și umblă pe frânghie, pe dealuri, pe văi, sar din parașută, cu parașută, fără parașută, treaba ea. Tu de care ești? Pasivă. A, tu vrei cu mine. Aia nu-l rușinați. Chiar el e disfunat. El face că... Poate și vreau cu tine. Bravo. Eu de stăm acasă. Eu am de stă acasă. Bun. Ce facem? Dânsa are un vis. Ea vrea cu parașuta. În caz de dacă te alege pe tine Vladimir, s-are odată? La vârsta asta mai înaintată, multă experiență. Să crească inima. Dar nu că la vârstă. Și are vârsta aici. Nici eu n-aș sări. Dar eu n-am 44 de ani. Prin multă experiență de acum. Păi omul de nată își trăiește prin experiență, acumulează experiență. Ca să fii cum, receptiv la toate. Te uiți la viață ca la 40 asta e gata? Sfârșitul vieții înainte? Nu e sfârșitul vieții, dar e... Dar e apusul. Dacă te duci în Europa, tu ești aghie de căsătorie. A, pe în Europa, da, dar vă stați în Moldova. În Moldova, onorat da. Public, sunteți în cadrul acestei emisiuni. Ea spune despre mentalitate, că într-adevăr, alții se gândesc la 40-50 de ani când gata, viața se termină și tot așa mai departe. Dar alții se duc, mai fac o facultate, nu știu, nu suntem. Trăiesc, nu știu, din plin. Nu se gândesc la vârstă, chiată, gata, îmbătrânesc. Asta depinde de viziunea omului, care e mai pesimistă, care e mai pozitivă. Așa că este momentul potrivit în care vreau să ofer cuvânt. Madame Cristina, tu ești mai aproape, tu știi altfel, latura pe care noi nu o cunoaștem. Dă-ne trebuie detalii. Ce se întâmplă cu domnul Vladimir și dacă sunt compatibili cu Marina? Domnul Vladimir este născut în semnul zodiacal Rac. Și am auzit că este târziu ca să profesez. Exact acum se poate de profesat, dacă aveți ce oferi. El este un profesor născut. Un moment. Are Venus în Fecioară, de-aia și iubiți. Odihna pasivă și vă completați. Ai foarte auzit? Bine, da. Însă, această Venus în Fecioară este în conjuncție cu Saturn, de-aia și aud că nu e așa, că este așa, că a fost nu așa, că a fost nu așa. Lăsați pretențiile și migălosul la o parte. Și du-te în liceu și profesează chimie, chimie. Dacă duci în liceu, găsești la 25 de ani. Ia ok, da. Ai văzut? Dar dacă vrea foarte serios, fără generalizări, să-și construiască viața cu cineva, eu înțeleg că pentru rac, într-adevăr, contează sufletul. Asta e semnul zodiacal care este despre suflet. Dar haideți să ne uităm și la aspectul fizic, să ne uităm și la aspectul de atracție, da? Și fizică, și sexuală. Nu fiți așa prea migălos și prea... Dumneavoastră generalizați mult și în același timp vă agățați de detalii. Dar în schimb e frumușel, iar la dâns. Uite și... Acum mă diu e chestia. Da, s-a rușinat. Ia funca, nu că nu poți dormi. Au zare ochii verzi. Uite și zâmbet frumos, el este profesor, vine dintr-o dinastie. Exact. Mai tin că Lenuța să-i furi mirele, muș. 44 de ani, viața de-abia începe. Vă rog foarte mult. Racea eu cred că e în Europa, da. Vladimir, racea așa o calitate că tot timpul se uită în urmă și au regrete. Așa un gen de pasiism. Lăsați pasiismul la o parte. Eu totul dus, este înainte. Eu m-am dus la vârsta de 22 de ani pe facultate, spre nimic. Un copil în fața la copii. Până astea, eu am pierdut până foarte mult. N-ați pierdut, ați acumulat experiență. El nu e gata să asculte, Nică, nu e gata să asculte și spune altcineva, e foarte așa, e pretențios și încăpățânat, nu vrea să audă alte opinii. Ei, și îmi spui tu nie. Da. Dumneavoastră, cândva v-ați gândit să emigrați? Da. Așa, Olea, că n-ai gățos. Și acum este în plan? Și acum aș vrea. Încotro? Poate vreți în Franța să emigrați cumva. Germania. Are, nu contează, pur și simplu, acolo... Tot nu contează. Acolo sunt... Peste hotare la Briceni. Păi da, da. În Franța e frumos, frumos acolo. O tata șutcă. Singur a spus, singur o râs. Da, dar eu nu trebuie să muncești bine. Asta da. Ia ca mireasă. Invers. Acolo se achită mai mult, mai bine ca la noi. Aici tu muncești tare mult și prânești un salariu mic. Acolo tu posibil să muncești tot așa, să prindești cu mult mai mult sau chiar mai puțin să muncești.
Vladimir, este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă, dar între timp vrem să-ți mulțumim, să-ți dorim neapărat vise împlinite, sănătate. Și cine știe, așa cum a zis și astrologic doamna Cristina, este probabilitatea să-ți găsești sufletul pereche. Găsește-ți locul în societate așa cum vrei, schimbă-ți meserie pe care o vrei tu, în care să te simți fericit și împlinit. Și ziceai tu supărarea ta vis-a-vis de faptul că mama încă nu vrea să stea acasă, mama încă e tânără, profesează și atâta timp cât ai o mamă înseamnă că tu ești asigurat cu dragostea maternă, știi la 100% că cineva te iubește necondiționat. Între timp, pentru că astăzi ești în cadrul acestei emisiuni Hai să ne căsătorim, m-aș bucura dacă Marina te-ar alege. Între timp vrem să urmărim cu tot ce surprize pregătit pentru eroina noastră. Succese mari și în scenă! Mulțumesc! Pe mine vine ca să îți cadonez această sticlă și să-ți doresc mult succes în viața de zi cu zi. Mulțumesc. Mai departe. Mulțumesc. Asta primul standard de la mine. Mulțumesc. Toate aplauze bine meritate, Vladimir, ca așa, destul de succint, dar o surpriză frumoasă, zic eu. Și al puțin măcar eroina o să aibă de seară și sărbătorii frumos. M-aș bucura dacă te-ar alege, ții succese mari, ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni și tu știi deja regula, te invităm în camera de șteptare, iar tu, Marina, revin în platou de filmare. Mulțumim! Mulțumim! Marina? Da. Zi, pentru că tu știi deja regula acestei emisiuni, ce păreri ți-a lăsat acest potențial mire cu numărul 1? Domnul Vladimir, adică chiar Vladimir, eu socot că... De multe ori în Moldova este problema care persoanele, deja după 40, se socot bătrâne. Asta e o caracteristică care înainte... Dar eu cred că stai, pe doar în Moldova. Numai în Moldova și în Rusia. Vă spun, în Europa nu există deci așa prostii. Țările poți să vezi. În toate țările poți să vezi. Deci la 20 ceva de ani, fata se socotea deja bătrână. Asta nu e corect. Așa, dar cum e corect? Nu contează, el nu contează chiar vârsta pentru dânsul. Starea asta sufletească a lui, care eu cred că el chiar și la 25 de ani era tot așa. Da. Tot așa. Tot așa era. Asta nu-mi place și asta tot nu-mi place. Și, adică el cu comportamentul ăsta a trecut prin toată viața. Nu conta cât ani el a avut. Așa el e ca persoană, mai pesimist. Da, posibil și el a spus că nu a fost căsătorit, toată viața singur. Oricum asta cumva te afectează și îți pari când am gata. Nu mai găsești o pereche. Așa că el, starea asta a menținut-o până la 44. Și tot așa o să da, fie. Dar vrem să ascultăm și Natalia. Corect. Marina, zi-mi, te rog, încă o dată. Mi-a plăcut. Ea a spus exact ceea ce poate eu nu puteam să explic exact. Marina, tu ești un om trecut prin viață. De tu deja știi. Uite, zi-mi clar ce ți-a lăsat. Hai că am înțeles că el e așa că... Bun, ți-a plăcut ție, ca un bărbat lângă tine, până la adânci bătrânețe, să fiți împreună spre aceleași vise, să mergi în vacanță, să râzi de parașut. Ar fi potrivit urba. Posibil din cauza eu sunt în vârstă, gata, s-a terminat tot, negativul nu asta noi face schimbăm, viitor. Dacă, dragostea schimbă multe. Dacă dragostea își omul știe că este iubit și apreciat la justa lui valoare, el își schimbă și viziunea la viață, el își dorește altfel. Tu vezi că el trăiește singur, el de asta și este așa un pic mai depresiv, dar sunt sigură. Dacă oricare n-ar fi omul, dacă îl ocrotești și îi oferi dragostea toată de plină, el își percepe altfel eu viața. Eu cred că unele persoane nici nu sunt gata chiar să facă aceeași familie. Deci el e în asta. Nici nu sunt gata să accepte acea dragoste deci, care îi poate cineva să-i ofere. Posibil să fie schimbări, posibil să fie ceva, dar nu cred, nu va fi. Dar nu fii tu așa de categoric. Nu vreau să fiu categoric. Dar dacă tu ai planuri să emigrezi, spre exemplu? Depinde. Deci să vă spun, unii nu m-aș duce acasă, e cel mai bine. Deci eu din toate țările europene mi-a plăcut Franța cel mai mult. Ok, el fiind luat de aici, da? Și mutându-și locul de trai, își poate deschide conștiința eu către ceva că, nou. Corect. Complet, da? Eu și cred că așa persoană viața că el altfel. Ar trebui să se ducă în Europa. El spune că muncește, dar nu în toate locurile de muncă trebuie să muncești așa cum este descris. Deci în unele domenii nu este chiar așa. Deci tu lucrezi, cum și la noi. Dar fapt că tu vezi altă viață. Tu te vezi tânăr acolo, tu vezi că ai perspectivă și începi să fii mai pozitiv. Bun, fizic te atrage? Fizic e foarte drăguț, arată foarte bine, da, așa, fizic arată, da. Arată bine. Și flăcău. Da, și e flăcău. E flăcău. Copiii nu are niciun bagaj, își mai dorește copii?
E, nu are niciun bagaj, asta a avut în vedere de copii, că n-are copii? Să spunem așa, nu e cel mai potrivit termen ales? Păi, să-l ajute Dumnezeu. E să-l înveți să facă decorări din ăsta pentru apartamente? Ai văzut că el e disponibil? Că nu-i îți place să alergi mult și nu cred că... Îi place, îi place, place în caz dacă l-alergi. Păi să alergi cu căldărușul dintr-un cap până pentru expertiză, deci căldarea nu mai este de o toană. Dar eu toată ziua alerg cu așa căldări. Posibil. Deci nu vreau. Fiecare și... Deci nu zic, unii oameni chiar nu iubesc să lucreze fizic. Și asta e normal. Este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaște pe Mirele cu numărul 2. Să vedem cine este, cum este și dacă este potrivit. Opa, Nicolae! O să duci la 2 metri. Sunt Nicolae vizitiv. Și am venit aici la emisiune pentru a mă căsători. El a venit cu un scop de a mă căsători. El vrea să căsătorească deodată. Nicolae, așa e foarte rușinos. 47 de ani. Face de toate câte puțin. Agricultură, construcții, dansuri. Îi place la nebunie să danseze, precum și să deseneze. Mărturisește că a avut în viață unele momente în care n-a fost suficient de serios. Și asta i-a cam ieșit pe nas. Visează să aibă o familie și copii. Avertizează că viitoarea lui nevastă va trebui să fie gata să-i nască cel puțin un copil și să se mute cu traiul la el în sat. Mărturisește că n-a avut niciodată o relație serioasă cu o femeie. A avut 2 întâlniri cu o fată mult mai tânără și apoi a avut probleme cu ea. Bună seara, domnule Nicolae. Bună seara. Să știți că eu din start v-am recunoscut. Sunteți originar din Ungheni. Satul? Înțești. Să ne trăiți. Eu v-am văzut pentru prima dată și ați fost fascinant prin dansul dumneavoastră absolut debordant în cadrul sărbătorilor care a fost recent la Ungheni și eu atât timp cât am cântat, Nicolae a dansat. La o aplaudat toate satele care au venit în cadrul acestui spectacol. Bravo. Cum e să fii vedetă la Ungheni? Ia-mi povestește-ne, pentru că la sigur lumea te recunoaște. Mă recunoaște că sunt dansând întotdeauna pe stradă, ceea ce fac zilnic. Dar ce te determină să dansezi? Din asta se câștigă? Dintre aceasta însă și eu întrețin. El chiar are TikTok și postează în TikTok cum dansează. Și are mai multe video, adică el e om al artei, lui îi place și să danseze și să picteze. Însuși pentru mine, ceva mai mult adăugând la pensie care o primesc. Zintr-o. Și așa e straniu, că el așa vorbește încet, lin și începe a dansa așa, foarte activ. Parcă nu te aștept la dansul, așa dansuri. Cum câștigi? Mergi la petrecere, la spectacole, la evenimente private? Aceasta nu se numește câștig. Eu omul îi rog să nu-mi dea bani. Mi-l dea chiar însuși în buzunar. Așa, dar de unde vine această pasiune? De la ce vârstă ți-ai dat seama cât i-aș putea? Și aș izbuti în acest domeniu? În 2009 mă duceam la Citrin, la discotecă, și acolo luam și dansam. Și dansam în stilul cum și dansa și acolo. Dar e popular dansai, că la mine când am cântat, atât ai dansat. Prima dată am apărut pe imagini, pe rețele de socializare, pe, nu știu cum să zic, eram în Palatul de Cultură și mi-au dat actorul Mithun Chakraborty, Jimmy, din filmul lui care joacă. Deci tu dansai indieni. Da, eu dansez dansuri seducători care dansează parte feminină și eu însă am abilitățile astea și le dansez. Ce frumos! Parte... Trebuie transpir. Eu uscam haina de pe mine, învățătorul la hotelul de la zicea Efim Mihaci, și iași din nou dansam. Lucream toată ziua și dansam. Privat, ai încercat vreodată la hotelul Iridana lucram și tot acolo m-au luat de pe stradă dansând, ca să mă învețe. Păi Nicolae, zi-mi, te rog, de în ce trăiești, de în ce îți plătești facturile?
Din pensie? Din pensie. Dar unde trăiți? La un țăști. Da, cu cine? Da, cu cine, exact, da. E că era greu, știu, e mama mea, e mama acolo la mama, la casa părintească. Adică la cu mămică trăiți? Da, eu sunt ultimul la părinți. Adică un om normal, al locului. Cine e Nicolae, te-a ajutat în această seară să te îmbraci atât de frumos? Parcă ești o mire, special, parcă o veni pregătit special ca mirele. Cine te-a ajutat? Am impresia de accesesc numai și Vladimir o strigat la mine. Să-ți alegi această vestimentație. O parte mi-au dat oameni, dar ca de obicei îmi aleg singur. Dar aceasta, jaletca mi-a dat-o cineva, care foarte e pentru frumos. Mire și mires. Da. Ce spuneai că îți dorești extrem de mult să te căsătorești. Da, dar de copii. Ce în chestionare ai indicat că vrei o fată de 28 de ani? Nu-ți pare un pic... La vârsta actuală... Tu ai 48, da. Și ea să aibă 28, pe diferența mare. E diferența mare, dar eu nu vreau să dau greș că să nu am copii. De ce mă aduce la faptul că să gândesc ce... El vrea mai tânără ca să-i nască copii. Dar ce anume 28 de ani? L-am greșit. Că posibil să producă copii și la o vârstă înaintată. Dar aici pun... Să produc copii? Risc. Eu, că să încerc o viață cu cărba. Nicolae, un copil riscuiesc. Nu este o floare pe care doar îi dai apă și îngrășăminte. Înțelegem? Copilul îi trebuie, are nevoie de multe cheltuieli, de afecțiune, de dragoste, școală, grădiniță și etc. Tu crezi. El poate dragoste și o să-i dea, dar un copil într-adevăr are nevoie de... multe investiții. Asta e la spate să-i dă. Dacă el trăiește doar din pensie, dar noi toți știm ce pensii sunt la noi. Că ai putea crește un copil? Fără doar poate aș putea crește un copil, însuși dacă aș avea abilitățile, fiindcă cunoscând pe mine de aproape, dacă înfăptuiesc ceva care oricare e benefic pentru acel lucru. Sunt trei lucruri fizic. Care pe tine te definesc. Dar într-așa mod ca eroina noastră să te vrea să te aleagă pentru drumul vieții. Ce calități ai tu și nu are altul? Că de data asta am înțeles. Calitățile mele fizic, aspectul este design. Adică cum? Seducător. Eu sunt slab și sunt... El e design. E seducător. Ei, uite la însă. Nu se subapreciază. Bravo, Nicolae. Într-un mod oarecare îmi doresc ca ea să arate însuși ca mine tot însuși. Dar cum arăți? Îmi pare, Nicolae, că n-ați te mai leagă. După ce i-ai dat aluzie că ar trebui să slăbească. Și încă el stă așa. Așa parcă, nu știu, parcă s-o speriat sau... Că noi n-am înțeles. Seducător. Seducător, suplu. Seducător, da. E, nici nu o să uit la dânsul. Dar la biserică mergeți? La biserică da. Eu mă duc rare ori, da? Nu da. Te acolo mănânc. Nu ați întâlnit vreo femeie care să vi se pară curățică, cumincioară, credincioasă, cum se cade, la locul ei, care să... N-am fost atașat să trag atenție în momentul... Da, eu v-aș recomanda. ...puntele cele care însuși la biserică. Dacă atrag atenție, mai mult are iluzii și nu vreau. Da, eu v-aș recomanda anume să vă uitați așa la o femeie care așa e mai credincioasă, mai la locul său, mai ordonată, mai... La astfel bine, de femeie să trageți bine. Atenție, da. Bine. Nu vă speriați dacă a fost căsătorită sau este vădană, da? Să nu vă speriați. Nu mă spare, da. Dar tot una, permanent pot spune scurt și clar, o să renunț pentru că nu am copii. Mai bine doriți decât să fac rău mie însă, fac și ei rău. Mai bine rămân cu orice decât spun scurt și clar. Bine, bine. Am înțeles. Până te-ai invitat în scenă, ai scris în anchetă și ai... Tot să mă gândesc, așa. Deci ai scris așa, că îți dorești extrem de mult să rămâi ca potențiala ta mireasă, eroina vieții tale, să trăiască cu tine în sat. Da. În sat unde? Cu mama? Nu cu mama. Tai casa ta? Nu, e a mea însuși, tot a mamei, nu e trecută, nu nimic, e însuși. Sper că acolo e oricare, e altceva care nu vreau să-i înduc în eroare. Eroina noastră stă în oraș. Da. Scurt și clar vreau să spun că actuala nu e pe mine și e moștenită deja cât era tata mea în viață pe fratele meu. Face raport la proprietatea privată, să, vorbești da, de casă. Da, da, și nu dar zi-mi, te rog, eroina noastră. Să-i oferă. Ea stă în oraș, aici și are familia, are copii, are
nu știu, serviciu. E clar că el are tot, tot e la punctul vertical, cel mai culminant de sus și însuși înainte îi plec capul și nu pot să spun că e ceva altceva și nu vreau, vreau să mă apță. Nicolae, nu vă sperie că are doi băieți mari deja? Pentru mine nu e un copil, e mai mult ca orice, ca mine însumi. Trebuie să renunț la mine însumi și trebuie să am grijă de... Așa ne-i greu să înțeleg ce el spune. Copii, dar în faptul ăsta să am grijă de copii ca să nu aibă ceva abateri, să fac rău cuiva. Mă îngrijorează că mult o să suferi și ea și eu. Nicolae, și până te-ai invita în scenă, zi-mi, te rog, definiția la faptul că afirm că n-ai iubit niciodată în viață. De plin, nu. Dar cum îți dai seama că e de plin orba? Ca să aibă copii, să simt că a rămas și a fost. Deci am înțeles, dacă iubești cu tot sufletul, și copii, dar dacă așa... Așa este? E poca de piatră, rămâne urmă. Nu pot să zic, e ceva, sunt greșit într-un moment. Domnul Marina, în caz că, Doamne, nu știu, mai știi cum bat clopotele, zi-mi, te rog, ai fi disponibil să faci un copil? Nu, categoric nu. Nu. Bun, categoric, nu știu cum ești tu la acest capitol, dar este categoric, este momentul potrivit în care vrem să le invităm pe Mirele cu numărul 2 în scenă. Vrem să vedem ce surpriză a pregătit. Succese mari! Pentru frumoasa noastră, Marina, am pregătit un dans. Floarea e frumoasă, inima e voioasă, să-mi grijească fata ce mi-a zâmbit odată. Într-o zi cu soare, n-aveam o floare. Opa, opa, și spornește. Din ce în ce mai repede. Hai, dragă domnișoară, vino tu afară, să te sărut dulce pe buzele tale, să te țin în brațe, să te ducă departe și cu tine să... La mereasă nu-i place dansul. Nu-i place. Trăiesc o viață întreagă. Domnișoară, vino tu afară, să te sărut dulce pe buzele tale, să te țin în brațe, să te duc departe și cu tine să trăiesc o viață întreagă. Păi, dar nu albă e lege 100%. Ia ta și Lic, nu înțelegi nică. Hop, 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 hop. E vesel, vioi, deși să n-aibă șansă. Trebuie să aibă șansă. Spune și n-aș spune, nu mă interesează, deși să stau deoparte când sufletul îmi dansează. După colivie și am să gust o leacă în sară de rachie. La nunta asta e numai muzică de nuntă. Toți vorbesc, nimeni n-ascultă. Atâta am și de dimineață. Am să joc, mă Nicolae, ești un om foarte tare. Uitați-vă el cât de lin, într-adevăr, vorbește și abia, și cât de activ o dansat. Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Ne-am bucurat să te vedem fericit, împlinit, să-ți faci neapărat visul realizat, pentru că îți dorești extrem de mult să-ți găsești sufletul pereche, o femeie potrivită care să te poată face fericit și, cum ai zis și tu, îți dorești extrem de mult un copil. Succese mari în camera de așteptare și să ne mai bucuri încă mulți ani la rând cu dansurile cele tale senzaționale. Mulțumim! Mulțumesc. Nicolae este Mirele cu numărul 2, așa, debordant. El a venit cu atâta o atmosferă, n-am înțeles nimic și o povestit despre viața lui privată și a vrut cum a vrut, dar în schimb a dansat cum nu dansează nimeni din Republica Moldova. Ce părere ți-a lăsat acest Mire cu numărul 2? O persoană care nu e încrezută în el. Și... Păi tu zici așa clar și pe intelete, ce părere ți-a lăsat? Nu voala, că nu ești tot la vârsta de 20 de ani, că vreau să zic doar că și pentru că de aici. Normal, a început să spună că el nu e încrezut în sine. Ce-o voalat? Înseamnă că trebuie să-l jignească sau și eu nu înțeleg. Ar fi potrivit cu tine? Sau stai lungi cu ochii de acasă? Nu, cu dânsul nu e, nici vorba nu poate. Da, de ce?
Din toate punctele de vedere, nici. Nici fizic, moral, absolut psihic, nimic. Pentru că el e singurul confirmat că el înțelege că voi sunteți absolut pe trepte diferite. Da, de fapt, el... Și el singur a spus că eu... într-un fel mă închin în fața ta, dar eu înțeleg că noi nu suntem pereche. Așa că aici nici n-ai ce... Uite ce am văzut eu din zodia lui, care o zodia săgetător foarte bogată. Are foarte multe planete el săgetător. Da, el are și Soarele, și Luna, și Neptunul, și Marte, și nodul karmic în săgetător. El este foarte intelectual, verbal, dezvoltat. Ai văzut ce vocabular are bogat, da? Foarte mult ține la reputația lui, da? La tematica, cum este respectat. Însă este tipul ăsta de săgetător care a rămas fixat în stadiile astea timpurii de dezvoltare. Așa, un copil care nu a reușit încă să se dezvolte. Asta este și una dintre cauze, că el nu-și dorește o femeie cu copii, el este un copil. Da, trebuie cel mai, și cel mai, așa, mai, să spun, după părerea mea, mai grav ce am văzut eu, el joacă rolul unui personaj din sistemul de familie pierdut, uitat. El și-a menționat aspectul ăsta. Aici e mult, mult de discutat. Deci, hai să spunem așa, dacă era un săgetător de la psihic matur, eu ți l-aș fi recomandat, fiindcă ești peștișor și iat tema asta cu Neptunul și cu tema asta cu creativitatea, iluziile și Dumnezeu și nu știu ce, e aproape de tine. Dar da, aici nu este cazul. Pur și simplu nu este cazul. În schimb, dansează bine. Măcar asta bucură, da. Păi, vouă nu vă place, mama altul nu mai face, există probabilitatea cineva de pe micile grani poate să-i placă. Exact, da. Exact. Tineric, da. Tineric, harin ar fi ea. Sau de la biserică. Fie, dar să sunt cum la biserică și trebuie duc cu biserică. Las duc la biserică, poate, dar săgetător, poate adică... Scuță-ți cum, că nu-ți duci la biserică, și atâta cu biserica ta. Lasă-l să duc la biserică. Este o femeie care să-l iei mâini, așa, o mămică, de da? Doamne, nu n-am vrea. Deci asta este condiția vitală pentru fiecare oameni care suntem semeni, da? Pe acest planetă. Noi căutăm neapărat sufletul perechi și sunt sigur că fiecare își are locul lui în societate, da. Și își are perechea lui potrivită. Of, Doamne, după așa dans m-am încălcit, nici nu știu ce să zic, la sigur este momentul potrivit. Că... A fost Nicolae prea senzual. Preseducător. Și de asta Elenuța nu poate să vorbească mai departe. Care vrem să-l invităm pe invitatul cu numărul 3, pe Mirile cu numărul 3, să vedem dacă el este cel mai potrivit pentru eroina noastră. Bună seara! Mă numesc Ilie. Ilie, cei încrezător, așa au intrat. Bucurați de cunoștință și el. Florile sunt frumoase. Ilie, 46 de ani, este muncitor și are mâini de aur. În satul natal face fântâni și repară instalațiile de canalizare, deși de profesie este tractorist. În general, ca și majoritatea bărbaților, adoră pescuitul, iar frigăruiul îi reușește pur și simplu delicios. Ilie consideră că o familie nu poate fi construită... Ea că vreau frigărui. Pentru ce ați spus voi de frigăruia muie? La distanță, așa cum se întâmplă adesea la noi, când unul dintre soți pleacă la câștig, iar despărțirea e pe ani de zile. Nu-i plac oamenii încăpățânați și lăudăroși. Relația cu fosta soție a devenit una fericită. Abia după divorț, pentru că cei 15 ani de căsnicie au fost cei mai grei din viața lui. Săracu! Văd că a devenit fericită abia după divorț. Cu toate acestea, o bucurie totuși îi mângâie sufletul cei doi feciori pe care îi are. Ei sunt alinarea, deși locuiesc departe de casa părintească. Acum Ilie își dorește o nouă familie. De data aceasta, una cu adevărat fericită. Ilie, bună seara! Bună seara! M-ai dat ca un cavalier din star cu niște trandafiri absolut fantastici. Mulțumesc! Mulțumesc! Ce mai faci tu? Deci te-ai întors. După cât îți țin minte eu, ai fost în cadrul acestei emisiuni și ai ieșit la braț cu Lilea. Ce s-a întâmplat? Lilea, mai pe scurt... Te-a omăjit? Da,
asta ei îmi spune, ba, la moarte dusă, ba, e ocupată, ba, e la lucru, ba, fă, dar tu dacă ne-ai spus... Fă, dacă tu ne-ai spus, dacă tu m-ai ales... Eu am vrut că a fost vorba că să ne întâlnim acolo, să iem la o cafea, ba, e la lucru, ba, nu e la lucru, ba, scodinește, ba, faci și mâncare, dar 5 minute n-ai la dispoziție extrem de vorbă. Da. Aspectul înfățișării determină că ceva are trăsături care sunt nedeschise, nedeslușite, care însuși ascunde ceva. Da, tu ești muncitor bun la toate. Da, fac. Ești originar din... De raionul Căușani, sat Fărlădeni. Tu acolo trăiești. Da. Așa. La moment, tu câștigi din faptul că săpi fântâni și canalizare, nu? Unii nechic acolo lucrez. Numai nu lucrez sorbesc. Tu lucrezi cu ziua? A, nu lucrez cu ziua lucrez, da. Dumneavoastră trăiți singur? Da. N-aveți nimeni? Aveți casă? Am casă, fântână, beși, casă mare. Ei, mașină n-am. Beși. Principal cu beși ai. Și? Are cal. Ei, iaca. Nu mai am eu cal. Nici cal, nici mașină. Apătunci, am avut și mașină. Cum să ajungeți la Orchei? Cu lisapietă. Lisapietă, bun. Domnul Ilie. Da, vă ascult, doamna. Să aveți un hobby. Un hobby absolut masculin, dar mie îmi place extrem de mult și mie, chiar dacă nu fac parte din, da, pescuitul și frigăruile. De câte ori... Cui nu-i place frigăruile? Mai aveți vorbesc despre asta atâta? Clăs am oștăt și reacție și tot și mă duc să caut frigăruile. Îmi place plășentele, canezno, și rășturile, bânjurul cui nu-i place. Dar cine face? Eu le fac și nu pot deci face plășentele. Deci tu ai nevoie de o femeie pe care să o iubești. Și plășentele sunt gărfești? Capcum, da, papă. Și rășturile? Capcum. Atunci de ce vă trebuie femeie? Da, pentru dragoste. Metale drept ai spus. Pentru dragoste. Capcum, ai cu ce îmi pun la cale. Ilie este un candidat care își caută o pereche potrivită. Ai cu ce îmi pune la cale? Nu e neapărat să-i facă mâncare și curat. Ei, trebuie o femeie cu care să poată visa, realiza. Nu-mi plac oamenii care sunt lăudăroși. Sunt lenoși și mincinoși. În primul rând, dacă mă amezește, mă gine. Atunci, de la acest capitol, vreau să ne reîntoarcem. Ai fost într-o căsătorie care a durat 15 ani. Da. Dar afirm că a fost o căsătorie nefericită. De câți ani ești singur? 15 tot. De 15. 15, da. Deci tu te-ai căsătorit destul de timpuriu. Te-ai căsătorit destul de tinerel. Dar ce nu a mers? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Spune-mi versiunea ta, de ce ai divorțat tu personal? Că cine a mers la stare civil? Dar pe toată ziua să mă sfădesc, să mă fac vorbe burianoase dimineața pe-n sară și vorbe. Dar era poate vreun motiv? Ei, dar motiv, că întotdeauna. Dar tu nu vezi, tu ai zis că... Dar pe fost la Moscova și când am venit la Moscova... Tu acum ai afirmat că tu nu vrei să cheltui bani pentru o femeie. Vrei și de este, aș vrei și de celelalte, de care vrei. Ca baba și ei de la biserică, adun-te de nou, tăsă-l de prinsat. Nu mai este noutăți. Păi și nu dă-i focul, nu ies fum. Ok, și spunea oamenii. Ei, n-ați mai spus eu direct. Dar dumneavoastră ați întrebat pe soția singur să vă spun. Dar dacă îi spun hai la biserică, fă-ți croșe. Nu vreau, dar de ce nu vrei? Păi și dumneavoastră ați crezut vorbele cu Eva și... Ei, dacă așa îți grească unul, așa grează mai mult. Eu așa de povestită. Domnul Ilie, eu așa de povestită de am ajuns și vestită. Ia ascultă astrologii, poate ceva cu astră la tine nu e regulă, Cristina? Ei, da, cănești, nu. Da, interesant. Ei, da, cănești, nu, și vorbești. Ascendent în leu, soare în leu, da? Dar dumneavoastră nu iubiți să vă lăudați, să vă dați așa în atenție. Dacă să am bani, cănești, nu mă lăudă. Vă place să fiți important în relație, să primiți maximum atenție, să fiți ca un copilaș așa curculit, da, așa iubit. Nu chiar curculit, așa normal. Vă trebuie o femeie... Simplă, da. Fără... Șerp cu dânsa la o masă, exact. Să mă duc unde trebuie, mă hodinez, prășesc cu dânsa. Să vă gătească. Să mă odihnesc, să mai prășesc. Nu, dar tu să mă hodinez. Vreau o femeie ca să prășesc cu dânsa. La prășit, la gătit, la... Așa femeie vă trebuie. Așa femeie vă trebuie, da. E sâlba. Da. Nelie, până la prășit și până la odihnesc, spune-mi, trebuie, dar... Tu ai doi băieți. Da. Ce vârstă au copiii dumneavoastră? Unul are 22 și unul 25. Băieți mari deja. Căsătoriți? Da. Unul da, trebuie să-i nască femeia, dar unul... Și bunel mâine pe mâine. Pe care razniță? Dar zi-mi, dar în ce relație ești cu copiii? Așa, nu chiar... Dacă n-au făcut nuntă, te-ai chemat? Dar n-au făcut nuntă. N-au făcut nuntă. E un om care e muncitor, dar are ceva... Nu pot să zic, să mă compar cu el. El are ceva experiență, că are copii și are deja...
trecut prin multe. Sunt astrologic, în acest an sau chiar în cadrul acestei emisiuni, am putea să găsim sufletul pereche? Nu cred. Dacă tot nu, măcar ză cam cum ar trebui să fie potrivită acea femeie care să-l facă fericit și împlinit, pentru că este probabilitatea chiar acum de pe micile care cineva ne urmărește. Eu am zis să fie o femeie nu cu... complicată, da? De o femeie de la țară. Aha, numai cerințele vis-a-vis de femeie. Dar lui, zici și lui niște cerințe. Și trebuie să schimbi la dânsul. El tot e ea, ca ea care are 50 de ani. Și trebuie și ea fac și ea. În primul rând să învățați să vă împărțiți. Cum să mă împărțați? Material. Cum? Material. Ai 1000 de lei, dar e 900. Material. Dacă ea primește 1000, dă și 900. Să investiți într-o fiată, vedeți? Să-mi dă și 1000 deodată, da? Da, dacă primește ea, dar deși nu și pe grămadă și ne trebuie ea, ca să știe ea. Dar dacă fiecare grămadă lui? Nu, dar dacă... Și vă serios. Să înveți să investească într-o femeie. Probabil are și frica asta, că prea mult trebuie de cheltuit într-o femeie. Dar câteodată pot să am și... O femeie necesită niște cheltuieli. Exact. Ei, dacă nu ești disponibil să-i cumperi flori la timp... Flori aduc un braț, da, de cele de la vecin, cum ai văzut? Nu că mă aduc flipuri. Ascultă-mă, o femeie necesită haine, parfumuri... Și o femeie știi și vrea să o pup la timp. Să-i spui frumoasă. Pentru că dacă nu o faci tu, o faci vecinul. Nu, vecinul e bătrâni. Eu am impresia că domnul Ilie nu este zgârcit. El este zgârcit atunci când îi cere cineva și îi iei din mână și din buzunar. Dar dacă i-ar plăcea o doamnă, eu cred că el ar face un efort și ar face o curte frumoasă, nu, dar nu pur și simplu. Gâște, vreau să îngâște, vreau să îngâște. Dacă și ți-i la casă, apropo, dacă tot zici că vreau să îngâște, păi și acolo nu poți cumpăra 3 gâște. Păi da, 3 gâște, dar și aș cu 3 gâște. Dar ce ai tu la casă acum? Ce gospodărie ai? Am luat 3 reți, am mute și... Adică cu 3 gâște nu faci, dar cu 3 gâște nu faci, dar cu 3 gâște nu faci. Am văzut 3 gâște nică, dar cu 3 reți fac. Dar cum? Zi mai departe, ce mai ai? Nu țin nică, eu singur nu țin nică, nu mă țin. Eu în închipul, el e de dimineață, eu și cu 3 reți. Nu cred să potrivești cu ei, a lucrat contabil, el tractorist, nu cred. Dați-mi, te rog, că uite, eroina noastră, s-ar potrivi pentru sufletul tău? Eu știu, nu știu și gânduri are Lelita asta. Nici nu mai vreau zi teatru, nu și gana, am dat zi de oapă. Întreabă dacă ai câteva întrebări. Ce să te întreb, eu știu și te întreb. Dar ce vrei? Ea muncește, are 2 copii mari, ea muncește și știi bine. Și sănătoși, dacă lucrează asta, dar mă e un plus mare. Doamne Ilie, să ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Cine știe? Interesant ce surpriză a pregătit. Poate îți surâde și în această seară fericirea și te alege eroina noastră. Între timp, tu știi deja regula. Cu Lilie în omărți, poate îți mergi cu Marina. Regula știi. Nu, eu vreau așa, dacă vreau să mă aleagă pe mine, eu nu sunt lenos, mie niște poliția, mă știi, tăi satele de carne, căroci. Eu de asta nu fumez, căroci, nu iubesc oameni, nărăvoși. Laudăroși. Și încă de ăștia care cu mânzuri au mânzuri, tot mă prea iubesc. Bun, dar eu nu iubesc pe cei care nu mă ascultă pe mine. Este momentul potrivit în care vreau să te invităm în scenă. Cu siguranță toată lumea vrea să vadă ce surprize ai pregătit pentru eroina noastră. Succese mari! Doamna Marina, poftim un coș cu fructe. Știți frumoasă ca fructele astea. Mulțumesc! Aplauz! Mulțumesc! Bine meritate! Iată așa îmi place! Om răbat doar prin faptele îți poate demonstra că el își merită locul lui lângă tine. Unit om cu fructe, cu un coș de vitamine. Mulțumim, domnul Ilie, succese mari! Ești un bărbat absolut fantastic! Sper să-ți găsim sufletul pereche. Succese mari și în camera de așteptare! Marina, respectiv după treapta ierarhică, a treilea mire. Ce părere ți-a lăsat? Și respectiv zâmb și ce darul de, dacă ți-a plăcut? Pentru că oamenii trebuie să-i percep după fapte. Da, darul e foarte drăguț, mulțumesc foarte mult. Dar de altfel testrii au fost foarte atenți. Da, adică foarte atenți și drăguț. Ilie, nu te vezi tu pe lângă ea? Nu. Cu toate că are niște calități absolut minunate, eu zic eu. Este fântânar din care se câștigă, este un muncitor, este un bărbat care nu are vicii, cel puțin așa ne spune el. Are hobby, are pescuit, ți-a adus în dar un coș cu fructe. Da, mulțumesc. Mie mi s-a părut destul de interesant. Își merită neapărat să-și găsească o femeie potrivită.
Deci, în cadrul acestei emisiuni avem o parte de 3 miri care chiar acum ne urmează de pe micile ecrane. Acolo, din camera de așteptare, așteaptă să fie invitați în drumul vieții de eroina noastră, Marina. Marina, îți mulțumim din star pentru că ești în cadrul acestei emisiuni. Ne-am bucurat dacă îți găsim sufletul pereche. Este momentul în care facem o recapitulare, adică ce înseamnă. Noi toți trei ne dăm cu un gând, o sugestie, dar decizia până la urmă îți aparține ții totalmente. În cadrul acestei emisiuni, Vadim, Nicolae, Ilie, practic toți trei cu aceeași vârstă. Vadim, 44 de ani, cel care este profesor de chimie, cel care este în căutare la surpriza pregătită de șampanie și cu baloane. Nicolae, 47 de ani, dansator de la Ungheni, ți-a gătit în dar un dans, ți-a adus un buchet de flori. Iarăși, un bărbat destoinic, cred eu, pentru cel care se vede lângă el ca potențial mire. Și Ilie, acum l-am povestit, fântânar, are pescuit, un coș cu fructe. După treptă rahică, îi dăm cuvântul să vedem ce gânduri are Maria Andreuță și după aia o să-mi spună și Cristina Guzinski, ea e mai aproape astrologic, știe ce zice Dumnezeu. Maria. Am avut o seară minunată. Da, am râs chiar cu copute. Cu niște personaje foarte interesante. De multe ori noi în emisiune auzim că nu contează cum arată persoana. De multe ori noi auzim nu contează vârsta, nu contează ce e, nu contează ce e. Într-adevăr, sunt niște lucruri complementare într-o relație. Într-adevăr, nu contează cum arată persoana. Contează atunci când tu ești, sufletește pe o undă. Când nu vă uitați unul la altul, dar vă uitați într-o direcție. Este om potrivit. Exact. De data aceasta sunt bărbați cu destinurile complicate. Nu văd niciunul să meargă prin drumul vieții cântând. Dar este unul dansând. Dar tu, necătând la aceea că tu ai trecut prin multe greutăți, arăți așa cum arăți, într-adevăr ca o floare, ai rămas să fii visătoare și ai rămas să fii cu gânduri bune la viitor. Și tu chiar, eu cred că de fiecare dată când te trezești dimineața, ai un cântec în gândul tău care îți dă energie. Și tu ai foarte multe de văzut încă în viața asta. Din păcate, băieții care au fost astăzi, ei parcă singuri își închid perspectivele. Și de aia nu pot să-ți recomand. Că eu văd că tu ai încă un drum luminos și foarte fericit. Numai că trebuie să ai un pic de răbdare. Și tot o să fie bine. Mulțumesc. Apropo, dacă făcui referire la faptul că ești tare bravo, vreau să spun că și copiii tăi. Noi nu cunoaștem pe Mizinu, dar pe Fredelin îl cunoaștem. Și asta foarte mult contează. Fredelin, ne-am o-ți aminte. Da, am făcut reacție. Contează când dragostea maternă e suficient într-atât de mult ca copiii tăi să crească oameni maturi, capabili, minunați și educați. Și fericiți, da. În sine. E că tu te uiți la dânsul și vezi că el e fericit. Da. Hai să o ascultăm și pe Madame Cristina, că ea știe mult mai multe decât aparent pare. Ea știe mai multe decât aparent pare, Madame Cristina. Des în emisiune nu este compatibilitate la prima vedere, dar este compatibilitate în hărțile natale. Deci se necesită mai mult timp pentru discuții ca să înțelegi că este persoana potrivită sau nu. Aici este foarte clar vădit că nu este nici compatibilitate, mai ales ultimul personaj, Ilie, și ăla de mijloc, Nicolae. Deci chiar nu aveți compatibilitate. Chiar vreau ceva să văd în hartă și nu pot să vă cuplez. Inclusiv și Vladimir. Dar am găsit unele puncte cu Vladimir comune. Și am să-ți dau recomandare așa la general, da? Tu ești pește, zodia, născut în zodia pește. Vladimir este născut în zodia rac, deci sunteți două semne de apă. Și cum spunea colega mea, cât de mult contează să fie vibrațiile sau sincronicitatea aceasta spirituală sau sufletească, mai bine zis, chiar sufletească. Uh-huh. Aici puteți să rezonați, dar cu o condiție. Aș spune două condiții. Unu, dacă Vladimir ți-a plăcut vizual și ți-a trezit așa o atracție masculină. Și al doilea aspect, dacă tu înțelegi, simți că poți să-l scoți pe Vladimir din zona aia
de confort. Aș spune că s-a fixat pe anumite, într-o zonă de unde nu vede perspective, nu vede viitor, deci trăiește cu trecutul. Dacă, uite, ai putea să-l scoți de acolo, să dai în bordul ăsta și să-i arăți că, uite, viața e frumoasă. Că s-ar putea. S-ar putea. S-ar putea să încerci, s-ar putea. De-aia recomandarea mea astăzi va fi primul candidat, Vladimir, dar cu astea două criterii. Permiteți să ai o discuție, o prietenie, dacă simți. Într-adevăr, îi dau crezare lui doamna Cristina, pentru că Vladimir, într-adevăr, practic s-ar potrivi și după vârstă și după felul lui de a fi, dar că deseori știi cum, tu nu știi ce dureri are omul aici, sufletește, ce voalează. Noi toți suntem fericiți și împliniți pe spațiul virtual sau public. Dar aici există probabilitatea, dacă îi dai taman, omul îi potrivi deseori să-i spui un cuvânt, că-i bravo, că va izbuti, că va reuși. Decizia ți aparține ție. M-aș bucura dacă în cadrul acestei emisiuni, într-adevăr, cum zice și doamna Cristina, dar și Maria, alege. Încercarea vină nu are. Chiar dacă și ești la un suc cu Vladimir, că doar nu ți-am zis, gata, de mâine ai pus actele, gata, vă semnați. Încercați, ți-ți mulțumesc. Dacă tot încercarea nu este potrivită, te mai aștept în cadrul acestei emisiuni cu mare, mare drag. Între timp, succese și în camera de așteptare. Trei bărbați așteaptă să fie aleși. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată noi cei de la Orizont TV, vă îndemnăm neapărat... Nu a ales pe nimeni, fiindcă nu ne-a arătat cum a intrat după mine. Să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Din păcate, eroina noastră de această seară, Marina, nu a ales pe nimeni. Oricum, îți dorim succese mari. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi. Și iată, asta a fost tot. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre Mireasă și despre Miri, care v-a plăcut mai mult. Dacă v-a plăcut dansul, mie, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult. Scriți în comentarii la ce vreți să mai fac reacții. Pa, pa!